Deci, uite care e situația. Am cerut o Dacia Jogger la test și mi-a dat două Dustere. Avem Dacia Duster pe canal. Astăzi facem două lucruri. Unu, arătăm diferențele între cele mai vândute două Dustere, adică 4x4 diesel, atât, și GPL 4x2, pe care să o cumperi diferențe, suspensie, portbagaj, etc. Doar că nu o să o fac singur, pentru că cu cealaltă mașină n-a venit Dan, că Dan a trebuit să țină camera, a venit colegul meu de la emisiunea Coloana de Direcție, domnul Dan Scarlat Johansson. Ce faci, Dane? Ce faci, Popa Mitică? Salut, poți să fii mai înalt decât tine? Am înțeles. Deci asta o să facem, diferențe dintre un Duster și celălalt Duster, așa de fun. E un episod mai light, mai de fun, așa mai... Mulțumesc că m-ai invitat aici. Salutare! Da, exact. Ca să mai vedeți și voi o mașină cât de mare e relativ la o persoană normală, nu mai la mine. Și da, vrem și Dacia Jogger. Da, Dacia, România, se aude? Vrem Jogger. Nu știu de ce, că el oricum are loc în portbagajul Duster. Și în portbagajul de la... MX-5 am. Ce mai uiți? La ce te uiți? Mă uitam la drum. Ce mai uiți? La ce te uiți? Te-am adus la pădure, băi. La drum. Te uitai la drum, nu? Te-am adus la pădure, băi. Tot Daniel. Înainte. Te-am mulțumesc. La mulțumesc. Pădure, la... Dar de ce m-ai adus la pădure? Ia spune-mi. Pentru că avem o dilemă astăzi. Ți-am adus cele mai vândute două Dustere și vreau să vedem de ce sunt cele mai bine vândute. Și poate că... să-și alegem unul, nu? Eu știu deja pe care să-l aleg, dar v-am prezentat deja în emisiune 1.3 TCE 4x2 automată, însă această versiune este una care nu se vinde prea mult. Ei, la noi în țară se vând două mari și tari. 1.5 DCI, adică diesel 4x4. Clasicul Duster, să spunem așa. Și... 1.0 Eco G, adică benzină, 1 litru, 100 de cai putere cu GPL. Pe care nu poți să-l iei cu tracțiune integrală. Că vom avea și o discuție despre tracțiunea față versus tracțiune integrală. Hai să vedem! Eu sunt cu echipa GPL, eu sunt fan GPL și o să încerc să explic de ce nu ai nevoie neapărat de 4x4 pe Duster, însă tu... Eu am menționat încă de la filmul cu TCE150 că prefer 4x4 la un Duster. Dacă tot vrei să-ți iei un Duster, mergi până la capăt și ia-l așa cum ar trebui să fie orice SUV. Al meu pleacă de la 15.850 de euro cu TVA inclus pentru versiunea confort. Dacă vreți versiunea prestige, cea pe care o avem aici, atunci ea pleacă de la 17.550 de euro. Iar tu? Al meu pleacă de la, am uitat, așa că va trebui să facem un cut. Îți zic eu, 19.500 de euro cu TVA inclus. Deci diferența e destul de mare, 3.650 de euro. Și tu ai versiunea de 21.200 TVA inclus. Adică prestige, nu versiunea de bază comfort, ca să, că e în engleză, nu e confort în română. Pe ambele poți să mai pui opționale, însă trebuie menționat un singur lucru. Diferența aceasta de preț este destul de mare și din cauza sistemului tracțiune integrală. 3.650 de euro minus 2.300 de euro, cât ar fi tracțiunea integrală, ceea ce înseamnă că diferența de motorizare este de 1.350 de euro între cele două mașini. Motorizarea diesel, care are un cilindru în plus, dar și sistemul de tracțiune integrală din acesta nepermanent, adaugă 150 de kg la mașina ta, ceea ce înseamnă că a mea ar putea fi un pic mai dinamică atunci. S-ar putea să compenseze lipsa suspensiei complet independente de pe spate, fiind totuși o mașină mai ușoară. Asta, cred că la limită, comportamentele pot diferi un pic între cele două mașini. Posibil, dar bine, diferă și datorită distribuției maselor, exact. Exact. Tu, având sistem de tracțiune integrală și mai mult cuplu, poți să și tractezi mai mult. Adică 650 de kg, pe când eu doar 580 de kg, dar dacă vrei să tractezi o remorcă ce are sistem de frânare, amândouă duc 1500 de kg, deci se echivalează undeva. Și mai avem sarcina utilă, pentru că tu ești mai mare și probabil ai o familie mai solidă. Mai solidă. Poți să car 513 kg la gol, sarcină utilă, eu pot să car 478 de kg. Însă,
românii oricum își încarcă mașinile cu absolut tot, cu lubenițe, cu cartofi, cu frigidere, adică nu țin cont de sarcina utilă, de asta nici noi nu o spunem atât de des, dar e bine de menționat. E bine de menționat, mai ales că în cazul versiunii 4x4, important este să ai și loc să pui toată aceea sarcină utilă pe care ai putea să o cari suplimentar. De ce? Pentru că iar identificăm aici un minus la capacitatea portbagajului. Versiunea 4x4, datorită configurației suspensiei, este oferă mai puțin spațiu, mai puțin volum în portbagaj. Hai să le arătăm. Hai să le arătăm. Și aici avem probabil cea mai mare diferență. Diferență sesizabilă pentru consumatorul de rând, pentru că avem un portbagaj de 411 litri și ia uite, primești un cilindru în plus, dar și o roată în plus. Ceea ce într-o utilizare în afara asfaltului este un avantaj foarte mare. Și mai mult de atâta, dacă folosești mașina în urban și ai nevoie de mai mult spațiu, adică cred că ai putea scoate roata de rezervă și în felul ăsta să mărești volumul portbagajului până la un nivel care s-ar putea să fie chiar superior versiunii 4 de Aluci, dar hai să o vedem și pe aceea. Marginea de încărcare aici este plată, plană, dar dacă rabatezi bancheta, portbagajul este ceva mai sus față de nivelul scaunelor, care oricum nu se rabatează plan complet și ai o mică treaptă în jos. Și acum hai să vedem cum e la GPL. Eu am 35 de litri în plus pentru că am această margine de încărcare. Podeaua este situată ceva mai jos pentru că, unu, nu mai avem nici diferențialul, nu mai avem nici roata de rezervă, dar avem una bucată butelie. Care nu se poate scoate. Să se rețină, te rog. Cred că dacă ne chinuim, o scoatem. Au mărit-o. Cu 50% până spre aproape 50 de litri utili. 49,8 litri, ceea ce înseamnă că avem aproape 100 de litri de rezervor în această mașină. Bun. De rezervoare, de fapt. De rezervoare. Ei, avem și aici o treaptă dacă rabatezi bancheta, doar că nu este o treaptă în jos, este o treaptă în sus. Deci la nicio versiune nu vei avea o podea plană. Plată, dacă, complet plană. Dacă rabatezi bancheta. Dar ține minte, la această versiune ai mai mult spațiu pentru bagaje și o butelie. Dezavantajul acestei butelii este că nu o poți parca oriunde. Este adevărat, dacă alegi o mașină cu GPL, conform normelor în vigoare, nu ai acces în cele mai multe dintre parcările subterane, pe care le întâlnești la mall-uri sau în diverse ansambluri rezidențiale. De la presiunea atmosferică, însă trebuie menționat că ele pot sta liniștit în parcările subterane, dar nu pentru foarte mult timp. Și chiar dacă stau foarte mult timp, fiecare butilie de GPL are o supapă de presiune care eliberează această presiune dacă simte că este ceva în neregulă. Nu vei avea probleme cu o butilie de GPL, nu-ți va exploda mașina. Ba chiar, mai degrabă explodează un rezervor de benzină decât o butilie de GPL. Nu o să intrăm foarte mult în detalii tehnice la aceste două motoare, pentru că le avem deja. Avem Dusterul pe GPL pe canal și avem Dusterul 1.5 DCI pe canal în comparația Duster versus Vitara. Așa că acum vom menționa doar cifre de performanță, consum și ce schimbări au avut loc la facelift. Motorul DCI se află în gama Duster încă de la apariția acestui model. Este extrem de apreciat și la Renault și la Dacia, este extrem de iubit pentru că este performant și foarte, foarte economic, dar nu mai are viață lungă. În acest moment, Dusterul este singurul model din gama Dacia pe care el se mai poate fi cumpărat. În această ultimă evoluție a sa, vorbim de o putere de 115 cai putere, 270 de Nm, o accelerație 0-100, evident mai bună decât a versiunii cu GPL de 10,2 secunde, și o viteză maximă de 175 de km pe oră. Zici și de consum. Și un consum mic. Mic, mult mai mic. Nici n-are rost să discutăm. Undeva 6 și ceva. Luci probabil că poate să coboare. Hai să o spunem așa. Să zicem că Dusterul diesel consumă la jumătatea cât consumă Dusterul pe GPL, dar și prețul GPL-ului este nu chiar la jumătate, dar aproape 40-45% sau nu, 60% din prețul. Cam 60% din prețul motorinei. Da. Deci, ca și costuri de exploatare, diferențele nu vor fi foarte mari. Bineînțeles că dacă treci pe benzină, situația este alta. Și de ce se numește Blue DCI?
Se numește Blue DCI pentru că, la fel ca și mașina ta, și acesta are două rezervoare. Mai există și un rezervor de AdBlue. De AdBlue. Ce înseamnă GPL? Să merge economic așa frumos. Să știi că la prima vedere e mai silențios motorașul ăsta cu 3 cilindri decât un diesel și are treptele, aș zice, un pic mai lungi, chiar dacă are 6 trepte. Să știi că nu se simte submotorizat. Știu că mulți critică acest motor, că vai, au pus 100 de cai pe Duster, dar motorul are farmecul lui. Oricum, mașina nu e deloc grea. Chiar dacă ea pare mare, da, este ușurică. Să știi că la 2500 de rotații pe minut este destul de silențios. Nu este un motor de forjă, dar turbina chiar își face treaba. El oricum se turează destul de constant așa și e destul de elastic și ajunge până pe la 6000 de rotații pe minut. Dacia nu a prevăzut turometru cu o zonă roșie, așa încât dai în ea acolo până se oprește la un moment dat și nu mai vrea să crească. Într-adevăr, are un mic lag, un mic turbolag așa. Un turbolag mic pentru un motor mic, știi? Are un pic de ruliu, are un pic de tangaj. Interesant este că sistemul de frânare, adică 280 mm discuri pe față și tamburi pe spate, este același, indiferent de versiune, adică ai 150 de kg în plus și același sistem de frânare. Adică înseamnă că e posibil ca aceasta să fie ceva mai sigură la frânare. Și ai transmisie cu 6 trepte. Pe facelift, da. Pe facelift. Și computer de bord, ia să vedem consumul instant. Îmi place că îți arată distanță GPL, consum pe GPL, adică ai toate informațiile de care ai avea nevoie. Dar stai puțin, n-ai consum instant de GPL, ai doar consum mediu de GPL, pe când la benzină ai și consum instant, și la diesel de altfel. Totuși, Dacia a integrat acum mult mai bine această motorizare pe produsele sale, și pe Logan Sandero, dar și pe Duster, pentru că până înainte nu aveai computer de bord, pur și simplu. Nu puteai să vezi autonomia în niciuna dintre moduri pe benzină sau GPL și de asemenea nici indicațiile rezervorului nu erau prea precise pentru cel de GPL la versiunea anterioară. Aveai câteva LED-uri care se stingeau periodic. Dar așa este la orice sistem pe GPL. Prima bulinuță îți oferă cea mai mare autonomie, nu sunt repartizate egal. Prima și ultima îți oferă cea mai mare autonomie, cele din mijloc îți oferă o autonomie ceva mai scăzută. Așa e la toate GPL-urile. Am condus mai multe mașini pe GPL, am avut două mașini pe GPL și așa este. Trebuie da, să-ți faci consumul. Știi că la Dacia oricum așa era și la, încă de la primul Logan, care avea așa indicații pe LED practic, deci nu un ceas care să-ți indice nivelul de combustibil în rezervor, primul bec se stingea cel mai greu. Ca la telefoane, 100% exact. Ține cel mai mult. Ia să vedem. Știi ce am observat? Orice Duster, nu contează de care, nu ai nici cea mai mare emoție, nici cea mai mică emoție la linii de tramvai, la gropile din București. Ești total asigurat, nu ai nici o emoție, mergi ca și când ai merge pe asfalt. Din punctul ăsta de vedere, sunt puține mașini care îți oferă acest sentiment, părerea mea. Și la fel și când mergi pe drumuri neasfaltate, dar cât de cât amenajate, Duster-ul își păstrează o mare parte din confort comparativ cu alte modele. Ce am observat, mergând cu amândouă, pe lângă faptul că a întâia la diesel este făcută pentru off-road și este foarte, foarte scurtă, ceea ce permite și un demaraj bun dacă asta îți dorești, ce am observat este că
Este un pic mai plăcută timoneria la diesel decât la benzină. Nu se simt la fel. Și dacă nu mă înșel, chiar și pedala de ambreiaj se simte un pic mai moale la diesel. Asta pentru cei care vor să meargă cu ele prin oraș. Dar orice Duster are o direcție ușoară și poți să mergi cu mașina foarte liniștit, fără să ai vreun stres din partea volanului. Se mișcă foarte, foarte ușor. Evident, nu va fi cea mai silențioasă mașină de pe piață, nici nu e gândită pentru așa ceva. Este o mașină cu un spirit practic, un spirit utilitar, dar totuși venind de la o marcă low cost, trebuie să ai în vedere și acest aspect. Dar dacă vrei totuși confort acustic, ia motorizarea de 1 litru. Gata. Așa, ai că e vesel și motorul ăsta, n-ai ce să zici în privința asta. Vrei să-l încălzești repede? Este mai zgomotos. Este mai zgomotos, fără discuție. Și cutia de viteză este mai scurt etajată și asta înseamnă că la drumuri extraurbane sau pe autostradă mergi cu mai mult zgomot la același regim. Hai să vezi un detaliu interesant. Între a 5-a la 2000 de rotații pe minut, ambele au 70 de km la oră. Însă, cu benzina te duci mai mult, că ai mai multe turații. Pe când aici, da, raportat la stilul motorului și la turație în sine, e mai scurt la, e cutia mai scurtă la, la diesel. Făcută să fie mai fâșneață. Hai să vedem. Întâia se ternă foarte repede, se turează imediat. Deci este această soluție pe care Dacia a folosit-o ca să compenseze lipsa unei cutii de transfer, lipsa unui reductor. Știi că în cartea mașinii se spune să pleci cu a doua? Ia, oprește mașina și pleacă cu a doua de pe loc. Da, știi că sunt sigur că mulți dintre clienții de Duster merg în mod normal, pleacă în mod normal de pe loc cu a doua și te poți obișnui foarte repede, cel puțin când mașina este goală. Goală, exact. Sarcină maximă nu e o idee bună și nici în off-road, evident. Dar practic ai putea să consider mașina asta una cu 5 trepte în, ce mi s-a, în utilizarea on-road. Ce mi s-a părut mie la această cutie este că în momentul în care vrei să pleci de pe loc, cu a doua pleacă un pic greu. În momentul în care mașina a început să miște roata, după aceea își dă drumul și poți să pleci liniștit. Da, devine absolut natural. Poți să te uiți la cutia asta ca la una, știi cum era pe vremuri la mașinile sport, acea transmisie dogleg. Da. Exact, cu hantuia în stânga și în spate. Zi-mi un SUV care are dogleg, știi? Nu. Lamborghini LM002. Are 5 viteze dogleg. Nici măcar nu i-a spune SUV, e de-a dreptul o mașină de teren veritabilă. Militară. De-a dreptul, da. Uite, avem câteva butoane în plus. Stânga și dreapta maxim, adică Hill Descent Control, pe care nu l-ai pe 2x4, și aici SP Off, ceea ce nu poți dezactiva la orice Duster cu tracțiune față, doar 4x4. Însă, țineți minte că dacă mergi cu Dusterul 2x4 cu spatele, nu ai SP. Și poți să urci cu spatele dacă... Și mai e avem... normal să poți să decuplezi SP-ul la o mașină de teren, pentru că dacă rămâi împotmolit undeva, SP-ul nu o să facă decât să te încurce foarte tare. Și mai avem butonul de camere, pentru că mașina aceasta este echipată cu camerele 360 de grade. Sunt într-a treia, merg destul de încet și totuși motorul este durat. Poți să pui camere 360 de grade și pe acea versiune, doar că aceea nu o are. Și dacă te uiți în stânga, e o mică diferență la butoane, la sistemul de avertizare ung mort. Pentru că unde era butonul de avertizare, unde este butonul de avertizare ung mort aici, era butonul de GPL acolo. Și butonul de ung mort era montat mai la dreapta. A doua și deja e puțin, putea să fie a treia. Putea să fie a treia. Și ultima diferență pe care am observat-o este că avem aici selectorul pentru sistemul de tracțiune integrală. Avem tracțiune față, auto și loc. Pe când la versiunea 2x4 avem câine? Nu, avem un mic suport de pahare, o scrumieră, ceva spațiu de depozitare pentru monede. Ia să vedem dâmburi, dacă e vreo diferență.
practic nu ai niciun motiv, dar absolut niciun motiv ca atunci când mașina e în mișcare să te duci în dreapta întâi. Știi ce am observat? Uneori nici măcar a doua nu e. Nici măcar a doua, da, pleacă de pe locul a treia. Exact. Știi ce am observat? Parcă amortizează mai bine versiunea 4x4 pe spate cu suspensia independentă decât cu... Diferențele nu sunt majore. Adică este posibil ca un utilizator obișnuit nici să nu, să nici nu simtă diferența. Și vreau să mai facem un test. După această curbă vreau să oprești mașina. Da, deci trebuie să te obișnuiesc cu această transmisie care este foarte, oprește, foarte scurtă. Oprește, 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 oprește. Nu trage pe dreapta. Plecăm. Așa. Da? Scoate-o din viteză. Așa, și acum suntem pe auto. Vreau să pleci tare de pe loc, să vedem dacă simți cum... Cu întâia sau cu a doua? Cu a întâia, evident. Ai simțit la plecare cum a plecat spatele? Cum a tras spatele? A tras prima oară fața și după aia s-a cuplat spatele, da. Probabil că ar trebui să repetăm acest lucru și în 4x4 loc. În 4x4 loc nu prea e recomandat. Nu prea e recomandat, dar măcar poți să fii sigur că atunci chiar pleacă 50-50. Dă-i a întâia, a doua cu loc. Oprește-o. E în loc? Da. Gata, 4-wheel drive loc, hai. Altceva? Da, altceva. Gata, acum hai să deblocăm locul. De fapt, ia stai puțin, că am înțeles că de la 60-70 km/h în sus se dezactivează singur. Hai să vedem. Hai să vedem. În orice caz, este evident că fața nu a mai pierdut aderența. Chiar dacă rămâne 4-4 loc, el se dezactivează. Gata, s-a dezactivat. Gata. Ai observat? La 80 da, de km/h. Da, după 80. Da, și rămâne în auto. Oricum, ca o concluzie, pe șosea este preferabilă, din punctul meu de vedere, versiunea pe benzină, versiunea EcoG, pentru că este mai ușor de condus, este mai silențioasă, iar cutia de viteză ceva mai lungă îți permite să mergi fără să schimbi atât de mult vitezele. Ție care îți place să mesteci în cutia de viteze, na, ar trebui să n-ai o problemă cu asta. Da? Eu între două semafoare fac 10 schimburi de viteză. Totuși, transmisia nu este extraordinar de plăcută. Cursele sunt relativ lungi, sunt destul de precise, niciun fel de problemă aici, dar e preferabil să mergi cu a întâia, a doua și a treia, maxim a patra în oraș. La versiunea diesel te pot surprinde mergând în oraș cu a cincea. Chiar și cu a cincea sau a șase. Dragii mei, cam asta a fost episodul. A fost o așa o scurtă comparație între cele mai vândute două Dustere la noi în țară. Deci 1.0 EcoG GPL. Ai portbagaj mai mare, ai o gardă la sol insignifiant mai mare, ai două rezervoare autonomie mai mare și un preț cu 3.650 de euro mai accesibil. 3.650 de euro sunt bani pentru publicul nostru, publicul românesc. În 90% din cazuri nu vei avea nevoie de tracțiune integrală, ba chiar dacă ții un set de anvelope bune, poate să-și facă treaba mai mult decât decent. Și nu uitați că doar pe 4x4 poți dezactiva ESP-ul dacă vrei să urci o rampă, o urci cu spatele, că dezactivezi ESP-ul și o urci cu spatele. Ei bine, Dusterul 4x4 are și el avantajele sale. Însă, din păcate, prețul este puțin prohibitiv. Dacă vrei un diesel 4x4, cel mai puțin e 19.500 de euro, adică mai pui o vopsea, mai pui o dotare, s-a dus în 20.000 de euro. Pe de altă parte, acesta este cel mai vândut Duster, adică în varianta de top prestige, 4x4, 5DCI, adică trece de 21.000, poate chiar 22.000 preț de listă. Aparent românii asta vor, asta le dă Dacia. Iar eu sunt un român absolut clasic, pentru că dacă este SUV, ia-ți-l 4x4, și ia-ți-l și diesel, pentru că nu știu cât de mult vei mai avea posibilitatea să alegi un diesel. Luci, îți mulțumesc pentru invitație în această emisiune. Luați 4x4 totuși. Știu că îl iubiți pe Luci. Merită niciun fel de problemă, dar fix în situația asta, 4x4 e alegerea mai bună. Dacă vreți 4x4, luați diesel. Dar dacă vă interesează să luați o mașină la un preț corect, luați versiunea pe GPL. Este și ceva mai ecologică. Iar cu mediul nu se bate nimeni. Știi că acum am uit că e pentru prima oară când mă uit la același nivel la tine. Ne-a poziționat producătorul
nu, mult aici, în avantajul aici, aici nu avem producător, aici e Dan, că lumea știe. Ah, Dan, ok. Deci nu mai avem... suntem la coloana de direcție acum, corect. Da, și nu uitați că pe noi doi ne vedeți în fiecare sâmbătă la coloana de direcție, la Prima TV sau de la, 9, de la ora 9 și jumătate, de luni până vineri, la Focus la prima oră. Nu uitați că vă puteți achiziționa o mașină nouă prin intermediul AutoVantage și primiți și un card de carburant cadou Fill & Go de la Rompetrol. Nu uitați, dacă vă plac clipurile noastre, like, share, subscribe și ne auzim, ca de obicei, în comentarii. Hai, gata, că e frig, numai în mașină.